Bună ziua, sunt Costel Oprea, gazda Noua TV și avem astăzi deosebită plăcere să ne aflăm într-o vizită în județul Covasna și bineînțeles că am trecut pe la prefectura Covasna pentru a sta de vorbă cu domnul prefect. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Este un județ foarte, foarte interesant și am venit aici pentru a putea să vedem care este specificul locului. Din păcate există niște prejudecăți legate de această zonă. Noi încercăm să eliminăm aceste lucruri și să pătrundem cât mai mult în această regiune care pare să fie binecuvântată de Dumnezeu. Este o zonă foarte verde, natura este la ea acasă și încercăm să aducem cât mai mulți vizitatori, cât mai mulți turiști în această zonă. Din acest punct de vedere, domnul prefect, ne puteți spune care este specificul județului Covasna? În primul rând, mulțumesc pentru această întrebare și, într-adevăr, aveți dreptate, este un județ foarte interesant, mai ales din punct de vedere turistic. Pentru că județul Covasna este în centrul țării, este un județ în care putem să spunem că avem și atât nod rutier cât și nod feroviar și exact este pe acea cale care leagă, drumul național care leagă Brașovul sau Transilvania de Moldova. Datorită peisajelor naturale inedite, întrucât județul Covasna este situat în depresiunea Brașovului și apropierea Brașovului, împreună cu patrimoniul cultural pe care noi le avem în aceste localități ale județului sau în localitățile din depresiunea Brașovului, ne îndreptățesc ca să afirmăm că într-adevăr este un județ care merită să fie vizitat, pentru că pe lângă potențialul turistic natural, de gen cum avem noi Mestecănișul de la Reci sau cum avem alte atracții turistice, Valea Zânelor din orașul stațiune Covasna, avem acel patrimoniu cultural construit pe care nu prea le găsim în alte parte ale județului. Mă refer aici la bisericile fortificate, atât cele săsești din județul Brașov, cât și bisericile fortificate din județul nostru. Dar vreau să subliniez că nu putem să delimităm administrativ cele două județe din punct de vedere al turismului, întrucât nu există granițe administrative. Turiștii care sosesc în această regiune, regiunea depresiunii Brașovului, vizitează atât atracțiile turistice pe care le găsesc în județul Brașov, cât și cele din județul Covasna. Aveți o experiență administrativă foarte mare. Ați fost primar mai multe mandate. Și acest lucru v-a ajutat foarte mult să cunoașteți județul Covasna, să cunoașteți problemele județului Covasna și în același timp știți care este bucătăria în privința investițiilor. Am înțeles că la dumneavoastră în zonă v-ați implicat foarte mult în investițiile din zona Ozun. Categoric vreau să vă spun că investițiile în domeniul turismului trebuie să pornească de la administrația publică locală. Pentru că dacă întreprinzători privați vor să deschidă unitate de cazare, în primul rând trebuie să ajungi la acea unitate de cazare, asta necesită drumuri publice. Deci tocmai din acest punct de vedere, autoritățile locale au menirea și au obligația ca să investească în infrastructura generală, iar întreprinzători privați în infrastructură specială. Deci dacă avem drumuri, dacă avem acele infrastructură de gen primirea turiștilor care vin cu autocari, parcări, toalete publice, atunci putem să așteptăm să vină și ca să avem un turism masiv. Iar pe infrastructură specială, acolo în primul rând, pe lângă unități de cazare, avem nevoie să creăm acele dotări auxiliare sau complementare, fără care nu putem să avem un turism profesional. Și
județul Covasna, dar toate localitățile din această depresiune a Brașovului au o structură din punct de vedere geografiei și în primul rând geografia umană și geografia rurală, încât putem să permitem să dezvoltăm mai ales turismul rural. Care sunt obiectivele turistice? Ce ne recomandați când ajungem în Covasna? Ce ne recomandați, cum puteți să ne ajutați ca să putem să ajungem în acele locuri frumoase ale Covasnei? În primul rând, trebuie să avem un paralelism între potențialul turistic natural și cel antropic. Deci orice localitate din județul Covasna sau majoritatea dintre localitățile sunt amplasate la poalele masivelor, ori al munții Bodog, Baraul sau al întorsurii Buzeului, într-un peisaj inedit, iar în fiecare localitate avem un patrimoniu cultural construit de mare valoare. Aici mă refer la bisericile sau bisericile fortificate. Pe lângă biserici mai avem conacele. Acele conace care au fost construite începând din secolul al XVII-lea, XVIII-lea, XIX-lea, așa în departe. Avem o localitate din județul Covasna, de exemplu, localitatea Bicfalu, unde la ora actuală avem o populație aproximativ 380 de locuitori și avem aproape 40 de conace. Aceste conace foarte vechi, construite în secolele, începând de la secolul XVII până secolul XX, reprezintă un patrimoniu cultural enorm. Iar datorită acestor conace, localitatea respectivă deja a intrat în patrimoniul cultural al Transilvaniei și scopul este de a fi promovat în lista de așteptare al UNESCO. Imaginați-vă, la 7 km de această localitate din județul Brașov, Prejmer, unde avem biserica fortificată săsească, care deja este pe lista patrimoniului UNESCO și obținem și pentru localitatea Bicfalo, înseamnă că deja putem să facem în depresiunea Brașovului acea hartă al punctelor de atracții turistice de tip UNESCO, care o să reprezintă o adevărată atracție pentru foarte mulți vânători de acest tip de patrimoniu. Da, foarte interesant. Vorbeam puțin mai devreme cu dumneavoastră că ceea ce trebuie dezvoltat este turismul local, turismul rural, micile gospodării țărănești care te pot primi și te poți simți ca acasă. Da, pentru că din punctul meu de vedere sunt binevenite și acele investiții mari, gigantice, în care vine un dezvoltator străin sau chiar autohton din țară de oriunde și construiește, să zicem, un lanț hotelier sau câteva clădiri, dar nu este sigur că este atras deloc de lucrurile de aici. Și atunci eu aș promova mai mult pregătirea unor gospodării existente pentru a primi turiști, adică transformarea a unor camere în camere de închiriat sau a unor gospodării în pensiuni turistice sau chiar agroturistice al oamenilor de aici, pentru că oamenii de aici nu pleacă. Oamenii de aici o să reprezinte o sursă alternativă pe lângă slujbă pe care are undeva. Și atunci, dacă avem în domeniul turismului rural, în fiecare localitate, câteva pensiuni turistice sau mai multe camere de închiriat, asta înseamnă că oamenii de aici nu vor să mai plece în alte parte să muncească pentru alții, ci muncesc acasă pe lucrurile natale și, bineînțeles, prin această activitate mai creează și locuri de muncă și un trai mai bun. Dar în același timp putem spune că există această interacțiune umană, ceea ce contează foarte mult, între turist și patronul acelei pensiuni. Pentru că este vorba de un schimb cultural, este vorba de cunoașterea realităților
din zona respectivă și își reprezintă o mărturie a unor valori culturale și chiar vorbeam puțin mai devreme ceea ce este foarte, foarte important, valorile gastronomice ale acestei zone. Da, categoric, legătura umană este mai strânsă în domeniul turismului rural între oaspeți și între gazdă decât dacă mergem la un hotel unde ai contact cu recepționerul. Atmosfera rece, este foarte rece la un hotel. Exact. Și, bineînțeles, noi mai avem, pe lângă acele atracții turistice pe care am pomenit mai înainte, naturale și antropice, și un avantaj față de alte zone ale țării, că pe acest meleaguri de presiunea Brașovului avem etnie maghiară, română și puțin săsească, ceea ce ne dă un mozaic mult mai bogat din punct de vedere cultural. Avem, de exemplu, în județul Covasna, în satul Dobărlău, un muzeu a satului, Muzeu Etnografic Maria, iar la Cernat avem iar un muzeu etnografic. Și, bineînțeles, este bine să vizităm pe ambele, pentru că observăm foarte multe asemănări. Pentru că pe vremurile istorice, fiecare a început să preia de la celălalt ce a fost mai bun. Și asta observăm și la portul popular, și la cântecele populare și pe dansul populare. Deci noi am avut o concurență reală și corectă între aceste etnii care ne-a dus la o dezvoltare mult mai superioară. Și exact așa este și în gastronomie. Normal că dacă avem turiști din sudul României, n-o să oferim, sau cei de la pensiunile turistice din localitățile rurale a județului Covasna, nu o să oferă o ciorbă de burtă sau o ciorbă de perișoare, o să oferă un gulaș. Și invers, dacă avem turiști, de exemplu, din Ungaria, pentru că vin foarte mulți că aici sunt și de etnie maghiară, nu o să dăm un gulaș, pentru că nu putem să dăm un gulaș mai bun decât au ei. O să oferim un ciorbă de burtă sau o ciorbă de perișoară și sunt foarte încântați, pentru că este așa puțin mai acrișor, dacă zic foarte bine acrișor. Mai ales dacă a avut o palnică bună, că nu este o zonă viticolă, deci noi nu prea avem vinuri, avem mai mult palnică de prune, dar de calitate. De calitate. Exact. Ne puteți vorbi puțin și despre turismul balear, care este un element esențial pentru acest județ? Da, la turismul balnear, deci trebuie să scot în evidență mai mult județul Covasna față de Brașov, întrucât noi avem aici foarte multe surse hidrominerale, deci avem o varietate a burvizuri, deci apele minerale, noi spunem burvizuri, cu diferite compoziție chimică și fizică. De exemplu, orașul stațiune Covasna este denumit altfel și stațiune cu peste 1000 de izvoare minerale. Datorită acestor resurse hidrominerale și în unele sate, în unele localități, chiar și în fântână oamenilor la gospodăria oamenilor, în fântână întâlnim ape minerale, sunt folosite atât pentru cură interne cât și pentru cură externe. Sau zona Balvanioș, unde avem diferite izvoare minerale care sunt folosite de sute de ani pentru anumite afecțiuni la ochi, la stomac și așa mai departe. Deci, într-adevăr, nu sunt valorificate corespunzător, dar avem mulți turiști și mai ales străini din Israel și din alte parte care prețuiesc valoarea acestor izvoare minerale din punct de vedere a sănătății. Noi încă nu am fost capabili să valorificăm corespunzători, dar urmează și numai dacă din acest punct de vedere județul Covasna trebuie să fie undeva în primul loc. Bineînțeles, avem și în alte parte, în județul Harghita, în Argeș, câteva sau mai multe izvoare minerale, dar totuși acum trebuie să fiu puțin mai patriot și să spun că județul Covasna este în primul loc. Bine, normal. Ca prefect ați apărat interesele tuturor cetățenilor din acest județ, indiferent de
etnie. Spus asta, indiferent de etnie, ținând cont de această diversitate foarte, foarte, foarte interesantă. Și nu ați făcut discriminare pozitivă, cum am vorbit și puțin mai devreme. Este un lucru foarte, foarte important și este un mesaj transmis în toată țara. Categoric, deci fără nicio pată sau fără alte percepție. Eu, în calitate de prefect, am fost prefectul tuturor cetățenilor, dar mai mult vreau să vă spun, în calitate de cadru universitar, predau și la linia română și la linia maghiară și întotdeauna încerc să îndemn pe toți studenții mei sau pe toți cetățenii cu care stau de vorbă, indiferent de unde vin. Deci nu mă refer numai la cetățenii județul Covasna, că varietatea culturală, varietatea gastronomică și altele, această varietate trebuie să ne leagă, pentru că să ne unească, întrucât toți trăim în această meleaguri. Scopul nostru este să avem locuri de muncă, să avem un salariu decent, să putem să trăim bine. Și chiar dacă unii din altă parte nu vor să înțeleagă că la noi, în județul Covasna, nu există nicio problemă între oamenii locurilor, pentru că așa cum am și eu vecini români și ei au vecini maghiari și ne înțelegem foarte bine și ne întâlnim și suntem prieteni foarte buni, pentru că împreună vrem să construim această zonă a țării. Și nu pot să accept, nici nu o să accept niciodată, să vină alții să ne învață cum și ce să facem. Noi știm, cei care locuim aici, cum trebuie să trăim, cum trebuie să formăm viața împreună și așa o să facem totdeauna. De asemenea, sunteți un om foarte credincios și sunteți un prieten a tuturor bisericilor. Mi-ați spus puțin mai devreme că sunteți creștin. Categoric. Și o să rămân. Deci pentru mine, în orice biserică în care intru, este casa lui Dumnezeu. Am intrat și intru cu mare plăcere la orice biserică. Ca primar, timp de 17 ani, chiar am avut ocazia și am și mers la fiecare biserică. Aveam peste 12 biserici în comuna respectivă și ca prefect, la fel am fost la toate bisericile și mă duc și în continuare, pentru că am această credință, cred în Dumnezeu și cu ajutorul Dumnezeu mergem înainte. Și dacă Dumnezeu e cu mine, nimeni altceva nu e împotriva mea. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Eu mulțumesc. Și sperăm să revenim, pentru că într-adevăr este o zonă superbă și merită să venim să vizităm pendelete, exact cum a spus dumneavoastră, fiecare comună în parte, fiecare castel sau conac în parte. Mulțumim foarte mult! Eu mulțumesc! La revedere! La revedere!